Vă salut, prieteni! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Vă mulțumesc de asemenea pentru sutele de comentarii frumoase, dar și pentru mesajele de încurajare pe care le lăsați documentarelor noastre. Subiectul pe care îl aduc în atenția voastră astăzi este unul incredibil, chiar șocant. Omul zăpezii există. Am mai vorbit despre omul zăpezii și cu alte ocazii. Însă, în minutele următoare, vom vedea cum dovedesc oamenii de știință că această creatură există în realitate. În anul 2008, câțiva cercetători britanici fac un anunț șocant. Câteva teste de laborator efectuate asupra două fire de păr, descoperite în nord-estul Indiei, dovedesc că Yeti, cunoscut europenilor și ca omul zăpezilor, există în realitate. Echipa de specialiști care a analizat mostrele de păr lungi de 33, respectiv 44 de milimetri, a fost incapabilă să le asocieze cu o specie cunoscută zoologilor. Cele două fire de păr reprezintă dovada clară că o primată uriașă, posibil acel Yeti din poveștile localnicilor, a existat și probabil mai există și astăzi în Asia. Probabil datorită zonei greu accesibile, misteriosul animal a reușit să stea departe de privirile oamenilor, susține Ian Redmond, coordonatorul echipei de cercetători britanici. În ciuda scepticismului vădit al comunității științifice internaționale cu privire la existența lui Yeti, probele de păr recoltate în 2003 dovedesc fără doar și poate existența unei creaturi uriașe, posibil o primată necunoscută, care a supraviețuit într-un anonimat aproape total în munții Himalaya. Urme ale animalului hibrid, parte om, parte animal, au fost descoperite pentru prima dată de cercetătorii europeni în anul 1921 în zăpezile himalaiene și apoi de Edmund Hillary în 1953. Alte urme au fost găsite în decembrie 2007 în aceeași zonă, de către prezentatorul TV american Josh Gates, care s-a deplasat în India după ce localnicii, alarmați, au declarat că Yeti a fost văzut timp de două zile consecutiv în preajma satelor din apropiere. Însă omul zăpezilor se pare că a trăit și în alte zone de pe pământ. Mai multe povești incredibile, dar și dovezi strânse de cercetători, duc către aceeași teorie. Yeti mai trăiește și azi. În anul 2012, o expediție internațională a mai multor oameni de știință, americani, chinezi și ruși, a plecat în taigaua siberiană pe urmele omului zăpezilor. Călătoria a fost un succes pentru că cercetătorii au descoperit amprente, dar și semne care dovedesc incontestabil existența lui Yeti. Concluzia lor este tulburătoare, în proporție de peste 95%, sunt convinși că omul zăpezii există. Regiunea Kemerovo, din sud-vestul Siberiei, acolo unde taigaua deasă de conifere se întinde la poalele munților Soria, este poate una dintre cele mai sălbatice zone de pe întreg teritoriul Rusiei. Aici, localnicii au semnalat de zeci de ori în ultimii ani prezența înfricoșătorului om al zăpezilor sau almas, cum este denumit în locurile respective, însă autoritățile nu au vrut să ia în serios mărturiile oamenilor. În anul 2010, un grup de vânători aparținând populației autohtone de Ciuvasi le-au spus funcționarilor de la administrația regională că pe coama muntelui, în zona peșterii Azaz, au văzut o creatură de aproximativ 2 metri înălțime, bipedă, cu trăsături umanoide. În anul 2010, un grup de vânători aparținând populației autohtone de ciuvași le-au spus funcționarilor de la administrația regională că pe coama muntelui, în zona peșterii Azaz, au văzut o creatură de aproximativ 2 metri înălțime, bipedă, cu trăsături umanoide. Mai mult decât atât, oamenii și-au susținut povestea cu fotografii pe care le-au realizat în interiorul peșterii, în care se puteau observa urmele de pași ale unei făpturi necunoscute. Martorii au fost luați însă peste picior,
iar declarațiile lor au fost ignorate. Însă, după câteva zile, alți săteni din așezarea Ust-Kabirz au avut parte de o experiență cumplită. Coborau de pe munte, aducând în sat lemne de foc, când deodată au auzit un țiuit asurzitor. S-au oprit, așteptând în tăcere să vadă ce animal poate să scoată asemenea sunete ciudate. În fața lor a apărut, după câteva secunde, ca din pământ, o dihanie mare, păroasă, cu ochii roșii, ce parcă împrăștiau scânteii. O durere de cap ascuțită brutală i-a doborât la pământ. Unul dintre săteni a reușit să-și ridice privirea, însă, exact acolo unde se ivise animalul înfricoșător, nu mai era decât un brăduț inofensiv. După câteva minute, oamenii și-au revenit și, speriați, au coborât în goană povârnișul muntelui, până în sat. Știind că nu vor fi luați în serios de către autorități, s-au dus direct la casa preotului. După ce i-a ascultat pe fiecare în parte, le-a spus netulburat că necuratul și-a găsit lăcașul în pădure și că va merge pe munte să sfințească peștera cu pricina. După ceva vreme, toate aceste evenimente au fost puse pe hârtie, iar relatările și descrierile locuitorilor de la poalele munților Siberiei de Sud au ajuns la Institutul Internațional de Hominologie din Moscova, unde se studiază dovezile în legătură cu posibila existență a lui Yeti. După ce a analizat fotografiile și a citit fiecare raport, președintele institutului Igor Burtev, un antropolog renumit, a hotărât că este cazul să își convoace colegii într-o conferință internațională. Așa se face că în data de 6 octombrie 2015, în orășelul Tastagol din regiunea Kemerovo, a avut loc prima mare conferință științifică la nivel mondial, unde s-a dezbătut problema existenței lui Yeti, omul zăpezilor. Invitații au fost cercetători din domeniul criptozoologiei din Canada, Statele Unite, Suedia, Estonia și China. Criptozoologia este știința care se ocupă cu studiul animalelor a căror existență nu a fost încă pe deplin demonstrată. După 3 zile de discuții și analize amănunțite, oamenii de știință, urmând indicațiile martorilor, au stabilit un traseu și au pornit în căutarea mai multor dovezi. Cercetătorii au traversat râul Condoma, un afluent al fluviului Tomi, au străbătut defileul și au campat la poalele muntelui Soria. Acolo, pe o colină numită de populația băștinașă Muntele Iubirii, înainte să înceapă ascensiunea către peștera Azaz, întreaga echipă de savanți, alături de jurnaliștii sosiți din toată lumea, a luat parte la un ritual de purificare, condus de o femeie șaman. Respectând tradiția zonei, s-a aprins un foc și membrii expediției au trecut prin el pentru a se curăța de toate relele. Apoi, spiritul focului a fost hrănit cu turtițe din aluat nedospit și adăpat cu o băutură tradițională din plante. Lovind tobele din piele de capră, șamanii s-au rotit de câteva ori în jurul echipei, creând astfel un cerc protector împotriva duhurilor rele. Cu toții se rugau pentru a primi încuvințarea spiritelor pădurii să purceadă pe munte. Toți năzuiau același lucru, să încheie cu bine incursiunea și, dacă nu vor putea să îl întâlnească pe Yeti, măcar să găsească cât mai multe dovezi ale existenței sale. În zorii zilei următoare a început ascensiunea pe munte. Pe traseul către peșteră, acolo unde se spune că ar fi hibernat omul zăpezilor, oamenii de știință au descoperit mai multe adăposturi improvizate. Cel mai elaborat semăna cu o iurtă construită din 14 copăcei. Deasupra trunchiurilor subțiri, înclinate de-a curmezișul, erau așezate pe mai multe straturi crengi de brad și vreascuri care serveau drept acoperiș protector împotriva ploilor și ninsorilor. În interior, pe o arie de aproximativ 3 metri, era rânduit un pat din frunze și mușchi. Savanții au fost de-a dreptul uluiți de complexitatea construcției,
pe care doar o ființă rațională o putea realiza. Mai departe, traversând taigaua siberiană, cercetătorii au întâlnit mai multe marcaje stranii. Trunchiurile arborilor erau marcate la distanțe aproape egale. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că acestea nu serveau decât pentru a indica un traseu. Urmându-l, expediția a ajuns exact la intrarea în peșteră. Peștera se afla sub o imensă stâncă din piatră, intrarea ei strâmtă fiind camuflată de copaci căzuți, ierburi și grohotiși. Dacă într-adevăr aici și-a găsit Yeti adăpostul de iarnă, acesta era perfect, ferit de intruși nedoriți și periculos de vizitat. Unul dintre cercetătorii expediției, profesor de antropologie la Universitatea din Idaho, Statele Unite, Jeffrey Meldrum, a intrat mai în adâncul peșterii și a descoperit astfel prima urmă de pas al lui Yeti, a cărui talpă măsura 35 de centimetri. Acesta a declarat că urma este perfect similară celor pe care le găsise în pădurea Umatilla din statul Oregon și care se presupune că aparțin lui Bigfoot. Astfel, antropologii americani au ajuns la concluzia că Bigfoot și Yeti sunt una și aceeași ființă, care și-a găsit habitatul în mai multe colțuri ferite ale globului. Alături de membrii echipei de cercetare s-a aflat și Nicolai Valuev, campion mondial al Rusiei la box, categoria grea. Acesta era asemuit adesea cu Yeti datorită fizicului său uriaș. Sportivul a dorit să participe la expediție și să servească drept termen de comparație pentru oamenii de știință. Mai în glumă, mai în serios, văzând amprentele, Valuev s-a descălțat și, punând piciorul gigantic lângă urma din noroi, a afirmat că nu-i rău deloc, că poartă 52 la picior și că probabil Yeti are aproape 60. Urma era adâncă, ceea ce înseamnă că este foarte solid, mai voluminos, a susținut sportivul. Cea mai valoroasă dovadă însă a trecerii lui Yeti prin peșteră a fost un smoc de blană găsit într-una din urmele de pași, de culoare brună. Părul a fost atent extras din noroi și a fost supus unei analize minuțioase de laborator. Într-unul din colțurile ferite ale peșterii s-a găsit un culcuș făcut tot din mușchi, frunze și crenguțe de brad, puțin răscolit, purtând încă forma unui corp imens. Lucru susținut de profesorul Igor Burtev, unul dintre participanții la expediție. După finalizarea acestor cercetări, oamenii de știință au declarat că trebuie specificat clar că Yeti nu este animal, ci o ființă înzestrată cu intelect rațională. Cercetătorul rus Igor Burtev susține că omul zăpezii datează cu multe secole înainte de Homo sapiens, fiind un strămoș al acestuia, și la un moment dat, din motive necunoscute încă, evoluția lui a continuat paralel. Atunci când Homo sapiens a început să populeze lumea, omul zăpezilor s-a retras din calea sa în zonele muntoase împădurite, puțin accesibile celor mai mari dușmani ai lui. Acolo a supraviețuit până în zilele noastre. Igor Burtev, directorul Institutului Internațional de Hominologie din Moscova, se ocupă de studiul lui Yeti de peste 30 de ani. În tot acest timp, cercetătorul a adunat sute de materiale, de mărturii, rapoarte și alte dovezi ale existenței omului zăpezilor. După relatările ascultate, a putut trage concluzia că Yeti, despre care se credea că trăiește numai în zonele pustii din munții Himalaya, și-a stabilit habitatul și în Rusia, în mai multe zone slab populate din Ural, munții Caucaz, Crimea și mai ales în Siberia. Mai mult decât atât, cercetătorul susține că se pare că în regiunea Kemerovo, numărul oamenilor zăpezilor a crescut în ultimii ani, ajungând până la 30 de exemplare. Aceștia au migrat aici din cauza incendiilor puternice din taigaua munților Altai. Începând cu anul 2008, la institutul condus de profesorul Burtev, au început să sosească tot mai multe rapoarte și mărturii care atestau apariții frecvente ale lui Yeti în această parte a Siberiei.
Studiindu-le atent, savantul a emis o nouă ipoteză șocantă. Omul zăpezilor nu este doar o ființă rațională, este și înzestrat cu puteri extrasenzoriale, comunică telepatic, poate induce oamenilor anumite stări, chiar halucinații. Mai mulți martori susțin că omul zăpezii este capabil să influențeze psihicul uman, acționând asupra lui de la distanță. În anul 2005, o echipă de geologi aflată în expediție în munții Altai a trăit o experiență bizară. Oamenii de știință își stabiliseră tabăra într-un defileu, dar după două zile, conducătorul echipei a fost obligat să ia decizia de întoarcere. După campare, membrii expediției au început să se plângă de dureri cumplite de cap. Un sentiment aproape insuportabil de pericol îi stăpânea pe toți și geologii se simțeau de parcă cineva, cu un dispozitiv special, le scana și le examina creierul. La scurt timp a apărut și confirmarea bănuielilor. De după copaci, peste un pârâu, s-a ivit o siluetă uriașă. La 150 de metri distanță de ei, se afla o ființă bipedă, înaltă de peste 2 metri. Fără grabă, uriașul a traversat apa și s-a oprit în fața lor. Au fugit toți, îngroziți. Doar Olga Zacesova, inginer geolog, a rămas țintuită în loc. Cu mișcări lente, s-a întors și a făcut câțiva pași în direcția opusă. Femeia povestește că a înconjurat-o un miros pătrunzător de animal, că Dihania se afla chiar în spatele ei și că aproape îi simțea răsuflarea grea puturoasă. A conștientizat cu groază că era omul zăpezilor. Apoi a leșinat și a fost găsită în stare gravă de colegii ei. A fost dusă de urgență la cel mai apropiat spital, însă, pur și simplu, medicii nu au fost capabili să îi stabilească un diagnostic. Ajungând în capitala Rusiei, femeia a fost supusă mai multor teste și specialiștii au stabilit că pacienta are o tumoră la creier. A fost programată pentru operație, dar Olga Zacesova s-a opus și s-a externat pe propria răspundere. Iată ce a declarat femeia. Când medicii mi-au comunicat diagnosticul, brusc mi-a răsărit ideea că nu este o boală și sub nicio formă nu trebuie să mă operez. Acasă n-am mâncat nimic 8 zile, mă durea capul atât de groaznic că aveam impresia că se despică. Nu știu prin ce minune mi-am revenit, iar după 8 zile am reușit să iau primele înghițituri de mâncare. Acum sunt convinsă că nu eram decât sub influența lui Yeti, care probabil, pentru a se apăra de noi, îmi indusese o stare cumplită. Ca o confirmare a afirmațiilor sale, Valentin Sapunov, doctor în științe biologice și cercetător al fenomenului Yeti, susține că, într-adevăr, uneori, asemenea întâlniri pot avea un final nefericit. Ca formă de apărare, omul zăpezilor își folosește capacitatea de influență telepatică asupra creierului uman, putând induce ideea și simptomele unor boli grave, spune cercetătorul. În acest context, este foarte straniu decesul lui Roger Peterson, cel care în anul 1967 a reușit să îl filmeze pe Bigfoot și care 5 ani mai târziu a murit de cancer. Filmul lui Peterson este celebru. Prezintă unicele cadre video care îl au în prim plan pe omul zăpezilor. După câteva zile de la șocanta întâlnire, omul a început să sufere de tulburări de memorie și dureri puternice de cap. A murit 5 ani mai târziu, în anul 1972, din câte spun medicii, de cancer la creier. De altfel, în folclorul popoarelor care trăiesc la poalele munților Pamir, din Asia Centrală, există de sute de ani convingerea conform căreia, dacă te întâlnești cu Yeti, nu trebuie să povestești nimănui despre asta și mai ales sub nicio formă să nu îl provoci, altfel vei muri. Astfel de credințe s-au răspândit cu timpul în mai toate zonele unde omul zăpezilor și-a făcut simțită prezența. În afară de Roger Peterson, nu a reușit să-l fotografieze nimeni până acum pe Yeti.
Acesta este de fapt și argumentul pe care îl invocă scepticii în discuțiile contradictorii cu referire la existența lui. Dacă într-adevăr omul zăpezilor trăiește, cum de nu a fost filmat? Cum de zecile de expediții pe urmele lui nu au reușit niciodată să obțină cadre mărturii? Deși în secolul 21, aparatura ultramodernă ar permite realizarea instantaneelor în câteva secunde. Susținătorii existenței lui Yeti au emis ipoteza conform căreia el detectează prezența aparatelor și mai mult le poate bloca. Este foarte posibil ca activitatea lui cerebrală să funcționeze pe o frecvență insondabilă a undelor electromagnetice. Radiațiile emise de omul zăpezilor în anumite situații sunt dăunătoare omului, pot bloca comunicarea creierului cu organele, provocând uneori chiar moartea. În același mod interferează cu aparatele, oprindu-le funcționarea. Mai mult, la nivel cerebral, Yeti reușește să introducă un individ în stare de hipnoză. Numai așa ar putea fi explicate relatările oamenilor care l-au văzut și care susțin că el poate să dispară brusc sau chiar se poate transforma în obiecte înconjurătoare, în pietre, copaci, ori animale. Paralel cu teoria oamenilor de știință criptozoologi, s-a lansat și ideea conform căreia omul zăpezilor este o ființă ce trăiește într-o altă dimensiune și uneori trece în realitatea noastră prin niște portaluri între lumi. Unul dintre cei care susțin această teorie este Vadim Cernobrov, cercetător și președinte al organizației Cosmopoisk, Cercetașii Universului. Acesta susține că uneori hotarele lumilor paralele se îngustează atât de mult încât noi putem vedea printr-o fereastră ceea ce se petrece dincolo de realitatea noastră, de exemplu ființe care nu trăiesc aici și acum. Poate de aceea omul zăpezilor apare în fața ochilor noștri brusc și pentru o foarte scurtă perioadă. Adevărul este că până nu vezi cu ochii, nu-ți vine să crezi. Cert este faptul că omul zăpezilor este unul dintre cele mai tainice secrete ale timpului nostru. Este unul dintre cele mai disputate subiecte. Este poate cel mai controversat, iar disputele pe această temă se poartă de zeci de ani și până când un exemplar nu va fi capturat, vor continua cu siguranță la nesfârșit. Oamenii de știință s-au împărțit și ei în două tabere. Există voci care susțin că omul zăpezilor nu este decât o legendă și că toate conferințele internaționale organizate pe această temă nu sunt decât o afacere pentru promovarea turismului local, de exemplu. Totuși, mărturiile venite din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii sunt atât de multe încât ar fi greu să le încadrăm în categoria fantasticului. Eu mă opresc aici, dragi prieteni. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Abia aștept să-mi scrieți ce credeți voi despre omul zăpezilor. Există el cu adevărat? Puteți să îmi scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine. Pe curând!